Scenariul comasării alegerilor este în discuție, dar nu a fost agreat în coaliția PSD-PNL. Pentru a putea fi constituțională, decizia trebuie luată până cel târziu în luna februarie. Oamenii au păreri împărțite în ceea ce privește comasarea alegerilor. Cum aș vedea acest lucru? În sărac, un fel de economie, pe de o parte. Pe de altă parte, nu știu ce impact are asta asupra discernământului celor care aleg. E mai complicat. Dar, în principiu, cu cât îi cer omului să fie mai concret, nu-l împrăști pe mai multe opțiuni și asta e cu atât mai bine. Deci ați fi de acord cu comasarea, să ne ducem cam așa, de mai puține ori la vot. Exact, da. Să se comaseze. Cum gândesc. Și de câte ori vreți să voceți la vot? De două ori sau de patru ori? Păi nu știu cum o fi situația. Vor să le comaseze, să nu se mai ducă oamenii de patru ori, să se ducă doar de două ori. Să fie cât mai puțin. Ce să ne plimbăm de colo-colo să cheltuim la bani? Deci sunteți de acord cu comasarea alegerilor? Bineînțeles, domnișoară, dar nu e, ce se întâmplă acum la noi e ceva de groază. În cazul unei comasării a celor două tipuri de alegeri locale cu primul tur al prezidențialelor, președintele în funcție ar urma să rămână la Palatul Cotroceni până la finalizarea turului 2 al alegerilor prezidențiale, când noul președinte își va prelua mandatul.